Salih Jaber a venit la Buzău însoțit de tehnicianul Leonida Nedelcu, antrenor cunoscut pentru destinațiile exotice în care a predat fotbal. Jaber a spus că îi lipsește atmosfera de la Buzău, pentru că pe vremea când acesta a îmbrăcat tricoul Gloriei, media de spectatori în Crâng trecea de 10.000. Cum a fost revederea cu dânsul? Cu domnul Nedelcu am o relație multe decât ea, ca un antrenor și un fotbalist. Și pe Viorel, eu aici în Buzău niciodată nu am uitat de Buzău. Mereu vin aici la Buzău pentru că eu am simțit foarte, foarte bine și la echipă și în orașul ăsta. Să înțeleg că Buzău a rămas în sufletul tău. Exact. Și cum e Craiova, a rămas așa, dar mai mult aici la Buzău. Salih Jaber a venit la Buzău pe finalul stagiunii 2003-2004, reușind să înscrie 6 goluri în 10 meciuri, fapt care a făcut ca Universitatea Craiova să-l transfere în stagiunea imediat următoare. Irachianul a promovat cu Oltenii în divizia A și a reușit, per total, să marcheze 3 goluri în 14 meciuri pentru Lei. A urmat revenirea în Crâng, Jaber bifând promovarea și cu Gloria Buzău pe prima scenă a fotbalului românesc, după 13 jocuri în care a înscris de 3 ori.